Procesul de implementare a bugetării participative la Bălți decurge anevoios. Administrația locală tergiversează procedura de semnare a memorandumului în cadrul proiectului Informează, Abilitează și Acționează Societatea Civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova, realizat cu suportul financiar acordat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer. Potrivit reprezentantului Asociației Caroma Nord, partenerul proiectului pentru regiunea de nord a țării, procedura de implementare a fost demarată acum un an. De atunci însă lucrurile nu au evoluat prea mult. În data de 14 octombrie 2020 s-a creat coaliția locală numeric de 14 membri, organizații neguvernamentale care pledează pentru drepturile omului, mediu din Bălți, grupuri de inițiativă. Am realizat câteva întruniri, câteva ședințe în care am discutat despre regulamentul bucetării participative. Am avut această întâlnire cu administrația publică locală, dat fiind faptul că primăria implementează deja bugetul civic și având un regulament, noi am venit cu anumite amendamente la acest regulament, anumite articole care am vrut să le introducem. A rămas ca direcția juridică să analizeze și acest regulament mai rămâne să fie supus consultărilor. Totuși, la inițiativa autorităților publice din Bălți, în cadrul proiectului a fost creată o platformă digitală care va facilita implicarea populației în procesul decizional local. Platforma digitală este creată, urmează o serie de traininguri în care vor fi instruiți anume persoanele din departamentul de comunicare ale primăriilor implicate în proiect și acesta va fi un instrument foarte util, un instrument foarte bun pentru transparență autorităților locale în ceea ce privește participarea publicului, cât și tot procesul de luare a deciziilor. Reprezentanții primăriei Bălți spun că implementează bugetarea participativă încă din 2016. În acest an nu au fost alocate mijloace financiare în acest sens, deoarece autoritățile locale au decis să lucreze mai mult asupra instrumentelor de implementare pentru ca împreună cu experții din cadrul proiectului Bugetul meu să îmbunătățească acest proces. Proiectul Bugetul Civic este una din inițiativele de succes a primăriei municipiului Bălți. Proiectul a fost implementat pe parcursul a 4 ani consecutiv, începând din anul 2016-2019. Menționăm faptul că în anul 2019 suma din buget s-a majorat, a constituit 420.000 lei și la etapa de votare au participat 18 proiecte. În acest an n-au fost alocate mijloace financiare pentru finanțarea proiectului. La rândul lor, locuitorii orașului Bălți spun că regretă că autoritățile locale nu au reușit să implementeze în acest an bugetarea participativă. Ei sunt convinși că mai multe probleme ar putea fi rezolvate cu implicare comună. Люди знают лучше, но мэрия должна помогать, мы же не можем без них. Мы можем дать своё это самое, ну, как предложение. Мэрия должна поддержать. Тот слокатор, который требует себе факут. Но это троем он урашу был. Шеврем с фей урашу, но скурат. У амини дор вет, но тот зоомерк. Ла лукру, де ла лукру. Ei trăiesc, ei văd și se face, mai mult văd și se face decât așa care șed în cabinet. Da, și asta e problema mare. În regiunea de nord a Republicii Moldova, proiectul Informează, Abilitează și Acționează Societatea Civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova, Bugetul meu, este implementat în orașele Sângerei, Florești, Drochia, Râșcani și municipiul Bălți.